Vorbesc de Plahotniuc, vă rog frumos să nu vă gândiți doar la persoana dânsului, pentru că el, fără caracatița pe care o conduce, nu reprezintă nimic. Mă refer la ceea ce se întâmplă în procuratură, mă refer la acest partid pe care de fapt el îl conduce și îmi pare rău de domnul Lupu, care este un om cum se cade până la urmă, dar care este pus în situația în care este pus. Mă refer la umblatul prin țară cu cumpăratul și alegerile parlamentare care sunt inevitabile, cu înțelegeri prealabile cu Usatăi, eventual cu Voronin, și nu exclud, și aici vă rog să aveți în vedere, cu rușii, pentru ca să organizeze alegeri și în urma alegerilor să schimbe și parcursul țării, pentru că el în Europa nu are cum să supraviețuiască.